Terminăm grădinița. Îți iei și tu role? Aș vrea să dau și role, da. Și? Trebuie mai mare. Cum e? Primii pași cu rolele. Și Maria pe role. În ciorap și cu o rolă. Bravo! Cineva role de acum să ne rupem genunchii. Primii pași cu rolele. Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Acum o să mergem împreună la canto. Da. Ebe vrea să fie cântăreață. Da. Și apoi o să mergem să ne cumpărăm role. Da. O să avem o zi plină astăzi. Poate ajungem și în parc. Rămâneți alături de noi până la final să vedeți ce avem să facem noi astăzi. Da. Și Ebe la grădiniță a primit albumul de final de an. Terminăm grădinița. Da. Și poza ei. Ia scrieți voi într-un comentariu aici, frumos? Arată bine? Hai să vezi până unde poți să sari. Bravo! Hai ce parte, da! Hai, sus, sus, tare! Am lăsat-o pe Eve la canto, iar cât timp este acolo, o să merg să-i cumpăr ceva să mănânce. Când iese, mergem direct să căutăm role. Am recuperat fetița de la canto, avem și o gustare. Și mergem după Maria acasă. Da, să vedem dacă face curat. Nu mai face curățenie, acum ne așteaptă și să mergem să ne cumpărăm role. Acum face Nadia. Haide, sus. Am luat-o și pe Maria. Bună. Mergem să ne luăm role. Să vedem ce găsim. Îți iei și tu role? Aș vrea să dau și o role, da. Vă luați amândouă? Da. După aia mergem în parc. Da, da. Bici albastru sau roșie? Ne cumpărăm bicicletă? Da, această bici. Aia albastră? Da. Și ce care este Maria? Maria, cred că aia verde de acolo. Nu. Sau hai să vedem, uite, mai avem una roșie. Am găsit o bicicletă. E mică? Ia să vedem. Și? Trebuie mai mare. Maria, ce bună ție? Da, o iau eu. Pentru tine, Maria, ar trebui asta. Asta. Probăm biciclete. Asta e mai bună? Nu, eu de pe asta cad. Să vedem la ce bicicletă se încadrează Eve. 125 de centimetri. Intri la... 16 inci. Hai să vedem de care ne trebuie. Asta roz. Aici ne încadrăm. Super. Mergem să vedem role? Da. Haide. Haide să vedem. Probăm și cască. Bună? Doare? Cum e? Super. Și am ajuns la role. Îți plac astea roz? Și aici, hai să ne vedem. O, da. Și aici avem mai multe culori. Sunt și negre, și turcoaz, și albastre, și roz. Maria, de care vrei? Maria și era roz, eu roz. Maria vrea negre. Uite, super. Maria, și astea la ce preț sunt? 200? Maria, deci tu ții astea. Poți să ții așa dacă vrei. Și Eve? De care? Din astea roz? A, cu roțe ajutătoare? Da, pentru că de-abia învăț. Putem lua așa. Astea ce mărimi sunt? Așa, da. Hmm? N-are frână. 26, 28. Uite, 30, 32. Că e, nu? 30, 32? Oricum, astea le putem proba. Hai să probăm. Acolo avem mărimea. 32. Mi-a dat pe amândoi jos? Sigur. Să vedem. Cum sunt? Cum le simți? Mari? Sunt mari? Nu, le simt ok. S-ar putea să fie bune astea. 30, 32. Degetul? Aici. Mai ai loc în față? Primii pași cu rolele.
28-30, punem la loc. Sunt prea mici. Rămân cele 30-31. Opa! Hai. Hai înapoi. Mergem în parc îndată și te dai. Probează și Maria. Și astea sunt faine, doar că sunt negre. Și ele are roz. Și frâna aia, să vedem cum una e. Una are frână și una n-are. Perfecte. Perfecte? Uh-huh. Arată bine. Tu ți-ai luat cu ajutătoare? Nu. Are role cu roți ajutătoare, Maria? Cum era să fiu cu roți ajutătoare? Exact. Și Maria pe role. Super. N-a mai mers de 100 de ani. Haideți. Dar poate totuși mergem în parc. Nu ne dăm în magazin. Facem pe inimă. Da, le luăm, dar Maria își ia. Își ia. Distracție. Mai erau pentru Maria și așa, cu un pic de roz și așa, cu verde și roz. Dar ea vrea negre. Și Eve în ciorap și cu o rolă. Se plimbă prin magazin. Pupica roșie. Verde. Învățăm. Pentru la vară. Pentru Eve. Pentru la mare. Pentru la mare. Arată bine. Putem veni să luăm bici. Trebuie mai mare. Este și mai mare. Să fie așa, ca o rochiță. Din astea îmi trebuie mie, pentru că eu nu știu să not. Nici eu nu știu, dar știți că... Accident. Cum trebuie să mergi? Cum mergem cu asta? Așa? Bine. Bătaie. Bătaie. Nu. Hai în parc. Și costume de baie. Frumoase? Nu prea. Astea sunt așa mai sport. Așa pentru Maria. Hai să vedem pentru tine. Și aici avem pentru Eve. Costum de baie. Uite, flori. Am găsit așa. Sau aici, astea nu le-am văzut. Ce multe sunt. Și șapcă pentru apă. Super. Asta zici că mergi la pescuit. Ciao, pălăria asta. Hai să vedem cum îți stă. Așa, super. Ești pregătită de mers la piscină. Dar uite chiar, asta e ca să nu bată soarele. Are și protecție solară. Super. Și hai să vedem, reușești? Reușești? Oh, bravo. Super. Și Maria, și bravo! Și cu două perechi de role se descurcă. Așa-i? Ți-am găsit mănuși de box. Mărimea ta. Eu nu fac box, dacă tu ai nevoie. Dar ce, eu fac box? Da. M-ai pierdut? Sunt aici. Dar tu știi să mergi pe role. Știu. Problema este că nu găsim protecție. Aici nu mai au. Așa că prima lecție va fi așa, doar rolele și atât. Fără cotiere și denunțiere, atât cum e toate, da? Și fără... Ce fără... Și fără, da. Sau mănuși poate măcar găsim. Hai să căutăm. Hai să probăm mănuși. Să vedem, sunt bune. Da? Bine. Sunt un pic mari? Picuți. Nu e nimic. Să ne ajungă toată vara. E bine. E bine. Ne luăm. Cu rolele, să văd fetele. Iar tu mă ții pe mine. Iar eu te țin pe tine. Pentru că eu... Cad. Da. Și ne-a luat role de acum să ne rupem genunchii. Sperăm să nu vină ploaia, să vă puteți da. Eu mă obosit la cât mai clar după tine. Hai să luăm și apă. Și apoi mergem în parc. Da.
Au venit fetele și plecăm în parc. Nu trebuia să mă ajut. Am luat și apă. Și ce ai mai luat acolo? Și un Pepsi zero zahăr. Pentru tati. Și pentru tati. Ce mai avem acolo? Și fornetii cu ciocolată pentru Eve. Hai, mergem în parc. Toată lumea. Și am ajuns la parc. Imediat ne schimbăm, luăm rolele și la distracție. La fel și Maria. Cum e Eve parcul ăsta? Bun. Ia uitați câți copii. Eu nu vin în parcul ăsta, păi bun. E foarte aglomerat. Să găsim un loc să se schimbe fetele. Da. Și cred că este suficient loc de dat cu rolele. Ia uitați. Avem loc. Abia aștept. Aici putem veni și la alergat. Să văd cum vă încălțați. Să schimb rolele. Fetele cu rolele. Prima dată Eve. Prima dată se încalță Eve. Păi Mariuța. Și cred că avem suficient loc să ne dăm și să învățăm. Mai este cineva pe role? Sunt foarte mulți copii. Deși este luni, este foarte aglomerat. Și ne încălțăm. Mâine, poi mâine mergem să luăm și protecțiile. Până atunci doar mânușile. Da, doar mânușile mele. Maria, dacă iau. Asta este Maria, este Maria și în rochie. Nu am fost prea inspirată astăzi. Credeam că o să luăm role doar pentru Eve, dar de fapt și-a luat și Maria. A vrut și Maria. Fetele mele care nu sunt echipate chiar de mers cu rolele, dar... Eu da, la mâini. La mâini, da, atât. Dar în rest ești în fustiță. Dar aici am mânat o femeie. Și Maria cu rolele și în rochie. Rochie, 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 ciorap, cele goale. Hai să te văd în picioare. Și... ușor. Amândoi. Hai. Hai. Da. Primi pas cu rolele. Op. Hai. Nu, ține, stai, nu. Asta pe Maria. Hai, învățăm să mergem cu rolele. Stăm un pic înclinată în față. Ca să așteptăm și dăm din picioare. Așa, încet, hai, încet, că încet. Nu, nu, nu. Încet, încet. Învățăm. Stai, nu. Și Maria! Super! Și fetele cu rolele! Ușor, ușor! Înapoi ne întoarcem! Opa! Hai, Maria, ne arată! Vezi? Simplu! Hai, încercăm! Hai! Da, mai am nevoie să mă țin! Era să cade! Și Maria înapoi! Super! Încet, încet și sigur! Până la urmă învățăm! Încet, ținem picioarele! Ușor! Bravo! Ne aplicăm un pic în față și învățăm! E... un cățel frumos! Păi, frumosule! Și Maria singură. Uite, mai ai și tu fetița. Ai văzut cum merge fetița aia? Da. Așa poți și tu. Iar eu, uite, uitați-o pe Maria. Și vine Maria. Îți place? Îmi trebuie o stradă întreagă să fac curba. Și... Pauză. Azi am învățat să stăm singură în picioare. Și un pic să ne dăm. Hai, de mână. Și să vedem cum mergem cu roțile. Ține roțile. Și bravo. Ușor, ușor învățăm. A început ploaia, să mergem spre casă. Mergem repede la mașină. S-a terminat prima lecție de mers pe role. Acum mergem să ne încălțăm acasă. Și înapoi în Adidas. Da. Acum ne ducem pe role.
merge până apoi la mașină pentru că vine ploaia. Vine ploaia. Și nu vrem să ne ude. Fetele mele îmbrăcate subțire, perfect de mers cu rolele. Iar tu, mâinile goale. Iar eu cu sacoșa. Hai de la mașină. Suntem tefere și de bătămate. Da. Ați scăpat. Nici o julitură. Da, eu. N-ai luat nicio trântă, bravo. Nici Maria, numai că am ajuns așa încetul. Nu-i nimic. De acum unde mergem, fetelor? De acum mergem acasă. Tu, Eve, ce zici? Abia aștept să ajung acasă, mi-este foame. Și pe mine m-a luat foamea. Un pic de sport și gata, am înflămânzit. Ce mâncăm bun? Ce mâncăm bun? Vedem noi acasă ce facem de mâncare. Și am ajuns acasă. Da. Nu mai bine când a început să plouă. Eve s-a murdărit toată pe tricouaș. Dar de acum ne apucăm de făcut mâncare. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până la final, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați și un comentariu. Pa, pa! Pa!